găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Veste bună pentru asistentele medicale din Brașov, care ar fi trebuit să se pensioneze. O ordonanță de urgență aprobată astăzi, care va fi publicată în Monitorul Oficial joi, le lasă pe asistente să lucreze în continuare. Inițial, spitalele din țară au fost înștiințate că vârsta de pensionare a asistentelor s-a redus în urma aprobării unui amendament la Legea Sănătății. În aceste condiții, doar de la Spitalul Clinic Județean din Brașov ar fi trebuit să plece 83 de asistente. Surse autorizate din interiorul Ministerului au declarat însă, în exclusivitate pentru Mix TV, că s-a aprobat miercuri o ordonanță de urgență, care le permite asistentelor medicale aflate pe picior de pensionare să rămână la serviciu până la 65 de ani. De la Spitalul de Neuropsihiatrie din Brașov ar fi trebuit să plece 16 asistente, dacă nu s-ar fi aprobat revenirea la 65 de ani vârstă de pensionare, iar de la Spitalul de Pediatrie 12 cadre medicale. Regia autonomă de transport se colorează. Începând din 14 mai, RAT va înlocui treptat toate indicatoarele semnalizatoare de stații, dar și orarele de circulație cu unele noi mai colorate. Principala caracteristică o reprezintă faptul că fiecărui traseu din cele 43 existente îi va fi dedicată o anumită culoare sau nuanță. De exemplu, semnalizarea liniei 1 va fi indicată de culoarea galbenă, în același fel fiind realizate și orarele de circulație afișate în stații. Linia 2 va fi marcată cu verde, 5-ul va fi marcat cu o nuanță de roșu, iar linia 17 va avea o nuanță de albastru deschis. Modificarea sistemului de semnalizare din stații este o măsură prevăzută în planul de marketing al regiei aferent anului 2014. Cu acest demers, regia vrea să vină în sprijinul călătorilor, deoarece noile indicatoare de stații și noile tabele vor asigura o mai ușoară identificare a liniilor care circulă printr-o anumită stație, precum și a orarelor corespondente. De asemenea, introducerea acestui tip de afișaj răspunde și unor cerințe, precum prezența elementelor de identitate vizuale ale RAT Brașov, un model practic destinat atât membrilor comunității brașovene, cât și celor aflați în tranzit și turiștilor, având în vedere apropierea sezonului de vară 2014. Angajații regiei vor începe astăzi înlocuirea afișelor în zone concentrice, primul sector fiind reprezentat de centrul municipiului. Finalizarea acțiunii pe raza întregului oraș se va produce în circa 2 săptămâni. Percheziții la sediul unei societăți de asigurări din Brașov. Polițiștii se află la fața locului și efectuează cercetări într-un dosar penal instrumentat de procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În total, la nivel național, sunt în desfășurare 49 de percheziții la sediile centrale și la sucursalele societății de asigurări vizate. Potrivit unui comunicat de presă al parchetului general, procurorii secției de urmărire penală și criminalistică efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către mai multe persoane a unor infracțiuni de abuz în serviciu și fals intelectual, pentru care a fost începută urmărirea penală, se precizează într-un comunicat de presă transmis de parchetul general. În cursul zilei de miercuri, ca urmare a autorizării de către instanța competentă, au fost efectuate percheziții simultane în 49 de locații, sedii centrale și sucursale ale unei societăți de asigurare, situate atât pe raza municipiului București, cât și pe raza tuturor județelor din țară, se mai precizează în comunicatul de presă al parchetului general. Timp de 10 zile, 10 cuptoare pe lemne vor coace la foc continuu pizza la Brașov. Localnicii și turiștii vor putea mânca pizza pe săturate. Produsul alimentar va fi gătit chiar de italienii, care vor face un adevărat spectacol din prepararea mâncării tradiționale țării lui Eros Ramazzotti. Festivalul mâncării italienești a fost programat în august și acum se iau ultimele decizii privind organizarea. Inițial, evenimentul trebuia să se desfășoare în Piața Sfatului, dar administrația publică a modificat locația. Astfel, petrecerea cu pizza se va derula în zona Bibliotecii Județene, în livada poștei. Aici va fi montat un cort de aproximativ 30 de metri lungime, unde italienii vor prezenta procesul de producție pentru pizza, iar gurmanzii nu vor avea altceva de făcut decât să mănânce pe săturate. Napolitanii de la Asociația Producătorilor de Pizza au solicitat primăriei autorizație pentru organizarea unei astfel de sărbători culinare încă de acum 2 luni. 78 de urși bruni, o mare parte deținuți în ilegalitate, au fost salvați de reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni. Aceștia au sărbătorit rezultatele celui mai mare proiect de bunăstare animală din România, intitulat Salvați urșii captivi, început în urmă cu 8 ani. În cadrul marelui eveniment a avut loc sfințirea unui lăcaș de cult închinat sfinților protectori ai animalelor, dar și un lucru extrem de inedit, prezentarea unei tabere indiene amplasate chiar în incinta sanctuarului de la Zărnești. În 8 ani, reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni au reușit să salveze 78 de urși bruni care se află acum în rezervația de la Zărnești.
Marcăm închiderea lucrărilor pentru sanctuar, deși eu cred că aceste lucrări nu se vor termina niciodată, pentru că vrem tot timpul să găsim ceva nou. De exemplu, acum dorim să pregătim ceva pentru copii și am pregătit un cort indian unde copiii vor putea să facă o tabără de măcar o noapte cu ursuleții. Deci, definitiv, niciodată nu se vor termina lucrările, dar în prezent s-a terminat investiția de 2 milioane și jumătate de euro făcută de Societatea Mondială de Protecție Animalelor. Este o investiție generoasă. Ei nu doresc nimic altceva în schimb decât să știe că în România nu mai există urși captivi. I think this project is vital. Cred că acest proiect este vital pentru a schimba percepția asupra României. Dacă este să privim în ansamblu, România are păduri superbe, populate de un număr mare de animale, iar acest sanctuar se află în topul mondial. Nu mai există așa ceva în Europa și nici în lume. Colaborăm cu doamna Lapis de foarte mulți ani. Practic, dacă vorbim de nivel instituțional, Consiliul Județean Brașov de foarte mulți ani a sprijinit în măsura posibilităților acest proiect, iar cu doamna Lapis am ajuns la o relație de colaborare care deja trece înspre prietenie, pentru că a fost unul dintre puținii mei susținători când am dat drumul la rezervația de zimbri de la Vama Buzăului. În rezervație a fost construit și un lăcaș de cult închinat sfinților protectori ai animalelor, iar specialiștii Asociației Milioane de Prieteni au venit și cu alte idei. Aici, la sanctuarul de urși de la Zărnești, copiii au o variantă interesantă de distracție. Vorbim de această tabără indiană pentru copii, unde se organizează evenimente speciale pentru cei mici. Cortul indian, în care se poate face și foc, este situat într-un peisaj minunat unde există apă și energie electrică. În această tabără, experți în workshop-uri educaționale fac diferite activități în spiritul protecției animalelor. Am vrut să ne simțim ca niște adevărați indieni, pentru că am vrut foarte mult să creăm legătura cu natura, dintre copii și natură. Am vrut să ne delimităm un pic de tot spațiul urban și să ținem acest atelier nu între patru pereți, care să nu aibă legătură cu natura, ci am vrut să ținem într-un cort adevărat, care seamănă exact ca al unor triburi. Locația ne ajută foarte mult, pentru că atunci când vezi ursul, îl simți, îi simți suflarea atât de aproape de tine, apoi înveți despre el și despre ce înseamnă să protejezi aceste animale și natura. Eu zic că poate rămâne în mintea noastră pentru toată viața. Mă numesc Daria și sunt darnică. Darnică? Da. Înseamnă că astăzi o să lucrez foarte bine în echipă. Mă numesc Diana și sunt iubitoare. Iubitoare? M-a impresionat foarte mult lucruri pe care i-au făcut indienii în poveste. Când au salvat fata din pădure, că era mama și tatăl ei au murit. Cel mai mult m-a impresionat urșii care sunt tratați într-un mod deosebit aici. Am auzit că este un loc foarte deosebit și activitățile de aici. În curând există și varianta de organizare de tabere chiar în incinta rezervației. Copiii vor fi însoțiți de adulți și vor putea petrece câteva ore bune în apropierea urșilor, însă pot face și drumeții în munții din vecinătate. Școala profesională germană Kronstadt va avea ateliere moderne. Vor fi refăcute în întregime vechile încăperi în care au învățat să lucreze generații întregi de elevi care au urmat liceul industrial Rulmentul. Complementar acestui proiect al administrației locale, companiile implicate în dezvoltarea școlii Kronstadt vor investi puternic pentru dotarea atelierelor cu tehnică de profil industrial. Municipalitatea se va ocupa de hidroizolație, va fi reabilitată fațada, vor fi executate reparații la interior, urmând recompartimentările spațiului în funcție de necesitățile școlii profesionale germane Kronstadt. De asemenea, instalațiile electrice, termice și sanitare vor fi reparate. Evident că avem o viziune asupra cum vrem să arătăm atelierele și ne dorim să ajungem la acelea standarde pe care le avem în școală. Toate companiile, cele 10 companii implicate în acest proiect, au ateliere școală foarte bine dotate și moderne în întreprindere. Însă credem că pentru renumele școlii și pentru imaginea pe care o oferă această primă școală profesională după noul model, e extrem de important să existe un atelier modern, bine dotat și în cadrul școlii. Vom încerca și cred că o să reușim, tot la fel împreună, să amenajăm sala de sport din spate, care să fie pusă la dispoziția elevilor și a
școlii profesionale pentru o bună funcțiune aici în zonă, în așa fel încât elevii care sunt la școală aici să aibă absolut tot ce este necesar pentru a derula cursurile la școala profesională Kronstadt. Vechile ateliere au fost devastate, doar zidurile și acoperișul au mai rămas în picioare, iar urmele fostului liceu industrial sunt foarte vagi, reprezentate doar de tablourile electrice defecte înțepenite în pereți, dar și de câteva planșe tehnice desenate de generațiile trecute și folosite la orele de tehnologie, materiale didactice atârnate pe ziduri, prăfuite și îngălbenite de vreme. Valoarea estimată a lucrării de reabilitare capitală este de aproape 1 milion de lei, iar reprezentanții companiilor germane vor să dubleze suma pentru dotarea atelierului cu mașini și unelte de înaltă performanță. Cei din Forța Civică au lansat o provocare partidelor politice înscrise în campania electorală pentru Parlamentul European. Este vorba despre o dezbatere publică tematică. Tinerii din Forța Civică sunt dezamăgiți de lipsa de reacție a formațiunilor care au candidați la scrutinul din 25 mai. Din păcate sau spre surpriza noastră, doar o singură organizație politică brașoveană a confirmat prezența la această dezbatere publică. Este vorba de PDL și candidatul David Dragoș. Celelalte organizații politice, ne exprimându-și dorința de a participa la o dezbatere pe teme europene și în ceea ce privește importanța Parlamentului European. Brașovul are o vicecampioană națională la tenis juniori. La numai 17 ani, Andra Nițescu a ajuns în finala de dublu mixt alături de Sorin Roșca la campionatele naționale organizate la București. Coincidență sau nu, precedenta medalie a tenisului brașovean a fost obținută de Ruxandra Ababi, campioană națională în 2011, care este de anul trecut antrenoarea Andrei. La doar 2 ani de la accidentarea suferită, Andra Nițescu reușește să joace un tenis de înaltă calitate. Rezultatele vorbesc de la sine, deși viața ei de zi cu zi se limitează la antrenamente, școală și participările la turnee. Tenisul face parte din viața mea, este ceva ce îmi place și tratez ca atare. Nu este ceva la care sunt forțată să merg, îmi doresc să fac acest sport și pe lângă asta implică foarte multă muncă și sacrificii. Andra face tot acest efort incredibil pentru a obține ceea ce își dorește cel mai mult, un loc important în clasamentul mondial de juniori. Mi-am propus ca anul acesta să ajung în top 500 la juniori, urmând ca anul viitor să încerc să ajung în primii 100, iar pe termen lung obiectivele sunt de a ajunge în top 100 mondial. Zgura este suprafața mea preferată, deci cred că Roland Garros. Efort fizic, antrenamente pe terenul de tenis, pregătire psihologică, ședințe de recuperare, o muncă extrem de complexă, atât pentru ea cât și pentru antrenoare, o tânără care a schimbat locul de jucătoare de tenis cu cel de antrenor pentru Andra. Diferența este de câțiva ani între noi. Legătura este una foarte puternică, echilibrată și de prietenie. Oricum este foarte importantă legătura dintre sportiv și antrenor, mai ales în timpul meciurilor. Andra face tenis de la 5 ani și a știut încă de la început că acest sport implică efort și sacrificii, dar pasiunea a fost mare. Atunci când câștigă un turneu, satisfacția este imensă, atât pentru ea cât și pentru părinții care o sprijină necondiționat. Acum, alături de antrenoarea Ruxandra Ababi, Andra a câștigat nu doar titlul de vicecampioană națională la dublu mixt, ci și încrederea că poate să ajungă jucătoare profesionistă în ierarhia mondială. Naționalele au reprezentat un turneu foarte important pentru mine. A fost destul de dificil la început, dar am început să joc din ce în ce mai bine, de la meci la meci. Am avut șanse și în finală, însă am pierdut, deși meciul a fost destul de echilibrat. Tânăra tenismenă este stângace, la fel ca și antrenoarea ei, care îi știe atât punctele slabe, cât și aturile. Cele două au ajuns să se înțeleagă doar din priviri și chiar au un limbaj doar de ele știut la antrenamente. Trebuie să lucrăm la pregătirea fizică, la viteză. Punctul forte are mai multe, nu doar unul. În primul rând că este stângace, un lucru foarte important, un avantaj mare, asemenea lui Nadal. Și de asemenea este foarte talentată.
Rezultatul de la campionatul național de la București a fost pentru tânăra sportivă din Brașov un mare bonus. La fel ca și tenismenul ei preferat, Rafael Nadal, Andra este de părere că succesul aduce încredere și nu presiune. Specialiști italieni și români la aceeași masă la Camera de Comerț și Industrie Brașov. Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul unui proiect european pentru adaptabilitate, flexibilitate și durabilitate în sectoarele ospitalității și turismului. Iar Camera de Comerț și Industrie Brașov a organizat două evenimente importante, printre care și un seminar regional cu participarea experților italieni în flexibilitatea în muncă. La ambele evenimente sunt invitați partenerii noștri din Italia, experți desemnați de către partenerul transnațional, iar la conferința regională, se vor prezenta subiecte legate de modalitățile de abordare a flexicurității în Italia, care sunt instituțiile care abordează această flexibilitate, cât și legătura între formarea profesională și flexibilitatea în muncă. Consilii sunt dificili de dare. Sfaturi în turism sunt mai dificili de dat pentru că eu nu sunt expertă în turism, ci în flexibilitate. Dar acestea se vor concretiza aducând exemple din realitatea italiană în care s-a încercat combaterea dificultăților derivate din flexibilitate, iar aceasta duce la siguranță. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!